Săptămâna aceasta va reprezenta încă o serie de activități ce se înscriu în palmaresul de evenimente al primăriei municipiului Târgu Jiu. Absolvenții a 5 unități de învățământ din orașului Brâncuș vor serba finalizarea studiilor liceale și gimnaziale în aer liber pe stadionul municipal, unde vor avea loc și spectacole susținute de artiști de renume, îndrăgiți de elevii care au votat ca aceștia să urce pe scenă. Vom avea 5 zile de evenimente pe stadion. Știu că ați și prezentat aceste evenimente. După orele 18 se vor desfășura aceste evenimente. Așa cum vă spuneam, evenimentele de absolvire vor avea un foc de artificii înainte de desfășurarea celor 5 concerte. Sunt 5 concerte cu soliștii pe care și au dorit elevii din liceele și gimnaziile din Târgu Jiu. Deci selecția, așa cum vă spuneam, n-a fost făcută de către reprezentanții primăriei municipiului Târgu Jiu. Noi n-am făcut altceva decât să dăm curs solicitărilor venite de la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Târgu Jiu. Edilul Marcel Romanescu se așteaptă la mii de participanți, menționând de asemenea că intrarea este liberă și accesul este permis tuturor doritorilor. Eu sunt sigur că vor fi mii de participanți, pentru că chiar în prima zi, Bana, sunt câți elevi? Astăzi sunt 650 de elevi. 650 de elevi de prezenți. Participarea se face în mod gratuit, nu există nicio taxă nici pentru evenimentul de absolvire, nici pentru concertele care se organizează și văzând numele de artiști care vor concerta la Târgu Jiu, eu sunt sigur că la fiecare din evenimentele organizate de noi vor participa și elevi de la alte licee, colegii sau gimnazii din municipiul Târgu Jiu. Ne-am bucurat, v-am spus, să fie un număr cât mai mare. Avem o capacitate de, cred că, 10.000. Și de ce vă spun de 10.000? Că partea din spatele scenei, nu știu cât de atractivă va fi, dar oricum, tot ce va fi în fața scenei poate fi ocupat de către cei care vor veni să participe la aceste spectacole. Deși nu este partener și nu a fost implicat în organizarea festivității de absolvire a elevilor, Inspectoratul Școlar Județean Gorj a fost informat cu privire la seria de activități ce se vor desfășura în cursul acestei săptămâni, activități dedicate elevilor care finalizează o frumoasă etapă a vieții și pășesc încrezător către o alta. Data de 25 mai, la Inspectoratul Școlar Județean Gorj a ajuns o informare din partea Primăriei Municipiului Târgu Jiu privind festivitatea sau festivitățile dedicate absolvenților claselor a 8-a, respectiv a 12-a. Așa cum v-am spus, ni s-a adus la cunoștință acest aspect. Inspectoratul Școlar Județean nu este partener, ci pur și simplu am fost informați despre desfășurarea acestor evenimente dedicate celor care finalizează cursurile gimnaziale, respectiv liceale.